Cum te simți ca și mare câștigător al trenului? Foarte bine. Acum, îmi cer scuze, stați cu o cameră pe mine, eu am cântat o melodie care se cheamă De ce nu apar folchiștii la televizor. Îmi dau seama de situația asta creată un pic ciudată, pentru cei de la radio e mai simplu. Mă simt foarte bine, e foarte onorant. Orice premiu aici este onorant, o participare aici este onorantă, pentru că e un festival unde se face o selecție destul de dură și am zis și pe scenă, dar nu mai zic o dată, poate vreți să dați, e, cred, cel mai frumos festival de folk, muzică folk din țară, o sală plină cu suflet și cu dragoste pentru oamenii care cântă acolo și e o mare bucurie, fie și din punctul ăsta de vedere, că nu tânăr, dar un începător ca mine poate să vină să-și cânte piesele unui public atât de bun. Ești surprins? Dacă e o surpriză pentru tine? Tot timpul este o surpriză. Orice premiu am luat vreodată a fost o surpriză. Este o mare surpriză, e și o mare bucurie. Aș fi fost sensul întrebării, aș fi fost dezamăgit dacă n-aș fi luat ceva, dar, ca să fiu sincer, dar da, sunt surprins, foarte plăcut. Vorbește-ne puțin de piesa ta, de ce mă apar și la televizor, e o supărare a ta? Nu știu dacă e o supărare a mea. Cred că ar trebui să fie o supărare mai multă. E o realitate? Acum, nici nu știu cât de... Depinde de ce televizor vorbim. Că sunt televizoare și televizoare. Dar sunt televizoare unde nici nu-i foarte onorant să apare. Așa e situația în momentul ăsta. Nu e genul de muzică cel mai gustat de publicul. Ba, de fapt, nu știu dacă nu e gustat de public. Vedeți ce se întâmplă în sală. Dar nu e cel mai promovat, cel mai scos în față. Cred că sunt oameni care merită. Ați ascultat niște recitaluri senzaționale la Alba Iulia. În zilele astea sunt oameni care ar avea locul pe orice televizor din lumea asta, cu ceea ce fac, cu produsul muzical pe care îl aduc în fața publicului. Ar merita să apară mai mult la televizor? Eu cred că da. De asta am cântat câte. Poate unii cred că nu, fiecare dă ce vrea la ce televizor are acces. Eu cred că ar merita cel puțin unii dintre ei să apară mai mult la televizor. Apropo de public, cum ți s-a părut publicul la Alba Iulia? Da, senzațional, foarte, m-am simțit minunat, foarte, foarte călduros și m-am primit foarte, foarte bine. Pe mine, ce obțin și în serile trecute, cât am stat la recitaluri. E un public foarte, foarte bun la Alba Iulia și e o mare plăcere să vii să cânti în fața acestor. Sunt sările pline la fond? Că anul ăsta ai câștigat câteva premii, spunea colegul tău. La festivalurile la care am fost eu, da, nu peste tot sunt sările pline, dar aici e o problemă complicată și de felul în care se organizează. Și nu toate festivalurile au amploarea celui de aici. Și asta este o realitate. Nu toate se organizează în localități așa mari. Sunt festivaluri în localități mici, unul cu suflet mare, care încape într-o localitate mai mică și care organizează. Dar am văzut să-l arhipline la multe evenimente de muzică folk. Ne vorbim mai devreme un pic cu Machia și zicea că putem să zicem că e anul mai. O sună așa bine. Nu, e un an frumos pentru mine personal, cel puțin. Cred că este ultimul an în care mă mai plimb prin festival, mă mai duc la unul și gata. De ce? Păi acum nu vreau să fiu foarte nemodest, dar am câștigat cam destul de multe, unde n-am luat trofeul la premiul întâi. Sunt foarte mulți tineri, este un onorant. Mă gândeam, oricine ar fi luat, e un ghinion să caz după mulți dintre ei, pentru că sunt... Zic copii că sunt bătrân, nu încerc să am un aer de superioritate, dar sunt copii foarte talentați care fac muzică foarte bună și din tot sufletul și chiar e o generație frumoasă, sunt mândru că sunt colegi cu ei de generație și... Fiecare cu... Îi vine rândul fiecare. Eu am câștigat destul de mult, să am pus de treabă, presupun. Dacă vreau să merg mai departe cu muzică, probabil trebuie să fac un disc, ceva. Să trebuie să am planuri de viitor în acest sens? Tot timpul am planuri de viitor. Nu sunt foarte clare, dar mă apuc de înregistrat un disc asta cu siguranță chiar de anul ăsta. Deci îl vom vedea anul viitor? Să dea până. O lansare la Albania? Păi oricum, vin la anul, n-ar fi un termen rău așa. De acum peste un an să fie gata un disc, Doamne ajută, nu știu. Da. Mult succes. Să rămână, mulțumesc. Și felicitări. Mulțumesc tare.